Titlul seminarului nostru de astăzi este Digitizarea patrimoniului cultural și protejarea drepturilor de autor. Și este absolut normal să abordăm o problemă, această problemă, anume această problemă și anume în acest context. Atât timp cât noi de mai mulți ani avem documente ale statului care declară și prin care se promovează digitizarea patrimoniului cultural. Avem Moldova Digitală 2020, avem obiective strategice și operaționale în diferite strategii și în strategia națională a proprietății intelectuale, dar și în alte strategii care vizează promovarea și păstrarea patrimoniului nostru cultural. Lucru despre care o să vorbim astăzi în timpul seminarului. În era digitizării ne confruntăm cu mai multe oportunități, dar și cu mai multe provocări. Sau în această era a digitizării noi suntem cei care ne creăm și oportunitățile, dar și provocările și tot noi căutăm și găsim soluții pentru acestea. Fiindcă pe de o parte este adevărat conținutul digitizat este o mare valoare și este de fapt material de lucru pentru toate industriile creative. Și internetul și spațiul liber și posibilitățile de promovare iarăși sunt în mare parte un bun spor pentru industriile creative, dar și pentru acele domenii care sunt adiacente. Iar industriile creative este un domeniu care încă este în proces de descoperire în Republica Moldova și noi avem mari speranțe că acest sector, care este unul tangențial, este depășește așteptările sau stereotipurile noastre despre domenii foarte fixe. Sunt domenii care se află pe tangențele dintre proprietatea intelectuală și cultură și publishing și design și fashion design și artă și sculptură și toate luate împreună. Iar de ce vorbesc mai mult despre industriile creative din cauza că acestea sunt un potențial mare și pentru crearea locurilor de muncă, dar și pentru dezvoltarea și socială și economică a anumitor sectoare din Republica Moldova. Pe de altă parte, această libertate care este oferită de către internet neapărat atrage după sine niște responsabilități foarte și foarte pronunțate. Și cineva trebuie să-și asume aceste responsabilități. Și acești cineva suntem noi. Și aceasta se referă în primul rând la faptul că pe lângă faptul că autorii au posibilitatea să se promoveze, pe de altă parte trebuie să le oferim și posibilitatea de a se proteja. Și aici este o graniță foarte sensibilă între aceste două aspecte, fiindcă pe de o parte bucuria internetului, libertății, pe de altă parte în această libertate trebuie să găsim totuși niște granițe pentru protecția autorului și a conținutului de tot felul, fără a bloca dezvoltarea domeniilor. Și iată, în această arie este necesară o iscusință și a politicilor și a documentelor pe care le promovăm și a modalității de realizare acestor documente și de implementare în viața noastră, astfel încât să avem acces la cunoștințele, da, vorbim foarte mult despre cunoștințele accesibile, cunoștințele libere, să oferim acces totuși fără a încălca drepturile, anumite drepturi la care cetățenii aleg, unii cetățeni aleg să aplice și sunt în drept să facă acest lucru.
Până a transmite microfonul mai departe, vreau să vă anunț că astăzi colegii noștri au solicitat ca seminarul să fie transmis online. Iată, da, și aici, pe de o parte, există posibilitatea să transmitem online acest seminar. Pe de altă parte, neapărat trebuie să vă întrebăm pe dumneavoastră dacă toți sunteți de acord cu acest lucru. Pe de altă parte, oferim posibilități și altor persoane care nu sunt aici să fie alături de noi și să fie în, atrași în contextul discuțiilor noastre. Astfel, iată că topul sau tema digitizării nu este doar actuală, ci trăim în acest spațiu. Chiar și în cadrul acestui seminar. Eu încă o dată vreau să exprim recunoștința mea pentru faptul că ați dat curs la acest seminar și sper că și la sfârșitul acestei zile să avem mai multe întrebări la care nu neapărat găsim toate răspunsurile, iar aceste întrebări să ne facă să ne întâlnim și altă dată ca să împreună să încercăm să găsim răspunsuri. Ofer cu mare drag cuvântul domnului secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, domnul Chistol. Mulțumesc mult, doamna director, dragi colegi, eu în primul rând vreau să încep prin a mulțumi echipei AGP și proiectului Twinning pentru această inițiativă extraordinară de a organiza un astfel de eveniment. Acum, în special când noi avem o ascensiune în a dezvolta, în dezvoltarea a procesului de digitizare, procesului de informatizare a bibliotecilor publice din Republica Moldova și în contextul în care noi trebuie să cunoaștem acele limite care despart domeniul public de domeniul privat, ceea ce este reglementat prin drepturile de autor și drepturile conexe. Vreau să, așa cum s-a menționat deja, în ultima perioadă noi am avansat mult pe calea informatizării bibliotecilor publice, ceea ce sigur că este un element extraordinar pentru activitatea acestora și pentru diversificarea serviciilor pe care le oferă bibliotecile publice. Din 2012, grație acelei finanțări din partea USAID și Fundației Bill și Melinda Gates, noi implementăm programul Novoteca, care a contribuit esențial la modernizarea bibliotecilor publice, nu doar din aspect fizic, dar și din aspectul resurselor umane, ceea ce este, cred că, foarte important la etapa actuală, să investim cât mai mult în servicii moderne, dar și în capacitățile bibliotecarilor care deservesc aceste biblioteci. Și sigur că, continuând acest șir de informatizări, de informare și de formare, sigur că trebuie să ne aplicăm și asupra drepturilor de autor, drepturilor și drepturilor conexe. Pentru că avem un patrimoniu care îl deservesc sau îl dețin aceste biblioteci și trebuie să vedem limita la care desparte în domeniul public de domeniul privat. Iar dumneavoastră sunteți cei care trebuie să obțineți această informație și procesele de digitizare și de informatizare, de crearea bazelor de date și așa mai departe, pe care dumneavoastră toate bibliotecile îl fac, trebuie să fie unul în conformitate cu practica europeană și practica națională. Știu că încercăm să fim și parte a programului european, cel mai mare program al Uniunii Europene, dedicat digitizării sau dedicat bibliotecilor publice și patrimoniului cultural care este deținut de aceste biblioteci. Sigur că eforturile noastre la nivel național, prin Biblioteca Națională, prin bibliotecile locale, prin muzee, prin arhive, noi dedicăm o atenție sporită domeniului digitizării patrimoniului cultural. Sigur că eforturile sunt foarte mari și atunci când trebuie să investim și în resursa umană și în a crea ca acest produs cultural sau aceste bunuri culturale sunt cât mai accesibile atât publicului cât și mediului educațional, mediului cultural, mediului din exterior și așa mai departe. De asta mă bucur foarte mult că astăzi discutăm despre drepturile de proprietate intelectuală, care sunt responsabilitățile noastre, care sunt obligațiile, care sunt posibilitățile noastre de a valorifica. Sigur că vorbim și despre un patrimoniu care sunt încă deținute în colecțiile private. Trebuie să încercăm să discutăm și să vedem modalitățile prin care acest bun poate fi oferit publicului
respectând și în concordanță cu, cu drepturile de autor. Este o provocare pe care o avem nu doar la nivelul de patrimoniu cultural, dar o avem și în alte domenii. Iată, recent, grație suportului AGP, a fost organizată o întâlnire cu cineaști. Sperăm în viitor să avem și alte instruiri, astfel ca domeniul de proprietate intelectuală să nu fie doar un cuvânt pe care l-am auzit undeva, dar să fie și o obligație a fiecărei instituții de a proteja, pentru că este un bun care aparține unei persoane sau unui domeniu, fie că este public sau privat. De asta vă încurajez să participați activ la acest seminar, să avem și posibilitatea de a discuta și de a interacționa, în special pe domeniul cum mai bine să facem ca produsul cultural să fie cât mai accesibil populației, să fie cât mai prezent în proiectele educaționale, științifice și așa mai departe, astfel ca să construim o abordare corectă vis-a-vis de promovarea digitizării, dar și respectarea proprietății intelectuale. Eu vă mulțumesc și vă încurajez încă o dată să fim activi și să participăm cu întrebări, cu soluții și sper ca experții, într-adevăr, să ne dea acea informație necesară nouă în activitatea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Și acum cum are drag Maximilian Fiodinger, care este lider de proiect și care am toată recunoștința pentru echipa proiectului Uniunii Europene, deoarece știu să aleagă foarte iscusit nu doar domeniile sensibile, ci și experți de foarte bună calitate, care într-adevăr sunt din domenii și care trăiesc aceste situații, nu le inventează, nu le teoretizează, ci pur și simplu se împartășe cu experiența. Maximilian. Thank you very much. Dear Director General, dear Excellency, dear participants, a very warm welcome to this seminar, but I also have to give the compliment in return. You know, the best project is nothing with a good beneficiary. And what I told already on several occasions, and this is my true belief, after some years in this business, actually it's almost 30 years that I'm doing this job, AGEPI is one of the best beneficiaries I ever had. And of course, this is necessary to implement a good project. But let's come to this seminar. What is the idea? I just was looking about a definition about culture. I couldn't find a good definition that I was happy with. I was just looking what I see, how we can make a term that embraces everything that is related to culture. And I would say, this is the intellectual work of a country, a region, from the past till now, if we sum it up. So it means that culture starts 3,000 years ago and finishes in the very moment. Everybody who is doing something, producing something, making some, writing something, acting something, is producing culture. And as we all know, without culture, our life would definitely be very boring. When I was a student, and this is already some years ago, we had not digital content. We had to look all the time in libraries. I remember when I had to look for some research works, I had to go through catalogs, find the book, let the book sent by mail, had to write something that I will return this book. Some books were not presented. So it was extremely difficult for me to access all the information that was needed for some scientific work. Well, this is over now. You have the world on the fingertips. Yeah? But not everything is already digitized. So some of the works that probably are very interesting are not yet available. And for this reason, it is very important that we have a digitalization of a cultural content. There is so much interesting things, there is so much heritage in the world, and with the way of the internet, you easily can travel to the farthest point of China, you can go to the museums of Europe, you can visit even some opera houses in a digital way, and this is what I call progress in a cultural way. So what is the digitalization? The digitalization is that artwork,
science work is not forgotten. That artwork and science work is always available for now and for the future. But of course we know something, the dark side of the medal that was already mentioned is the copyright issue. When artists produce something, these artists also want to live from something. It cannot be the case that afterwards an artist has passed away. 100 years ago, a Vincent van Gogh is sold for 150 million. So, but as we all know, Vincent van Gogh died relatively poor. So we also want to be sure that artists also have the chance that they can live from their work to making our life a little bit better. For this reason, of course, as you know, European Union has a directive for almost all and everything. And also here we have a proposal of a directive for a digital single market of the European Union that want to regulate all these topics. The second thing is, when we have the content, we also want to have the content organized. The different thing, the problematic thing is, when you have content separated and spread all over several platforms, it is quite difficult for a user to access this information. And for this reason, one of the points we also want to discuss today is the creation of a digital libraries. Digital libraries, we can just say, it's not a library in the classic catalog anymore, because in a library you see some dusts on books. Yeah? My personal opinion is I like this dust on books. I like to go to libraries. But when I ask my daughter, when you were the last time in a library, she will say, I never have been in a library so far, because she could access everything via internet. So the definition of a library will be probably a little bit new. It's not something which is physically stored somewhere. It's something that is digitally stored somewhere. And of course, the creation of a library means more the creation of a catalog of items that are related to culture and scientific works. Of course, a good example is Europana. This is a digital platform of the European Union for cultural heritage. I just found here some information about it. Over 53 million items, including image, text, sounds, video, and 3D materials, are collected from over 3,700 libraries. Which means you don't have to travel anymore to these libraries. You just sit at home, you just access this information, and you can enjoy culture. We also have to say, this digitalization is not only an advantage for those who cannot travel. This is also an advantage for people that are handicapped, they cannot move, and they also can enjoy culture a little bit better than it was before. I want to wish you success on our seminar. It will be very interesting, and enjoy this day. Thank you very much. Thank you. Și acum lăsăm spațiu experților care o să starteze acest seminar. Poftim. Și vă dorim încă o dată succese în continuare. Da? See you later. Let's not talk about this again. I will discuss with the other today. Oaspeți, bună ziua încă o dată.
În continuare, aș dori să oferim cuvântul doamnei director general al Bibliotecii Naționale, Elena Chintilei, prezentarea realizărilor obținute în procesul de implementare a programului Crearea, dezvoltarea și valorificarea conținutului digital în Republica Moldova. Vă oferim cuvântul. Doamnă director, doamnă director, doamnă director, doamnă director, doamnă stimate doamne director, onorată asistență, dragi colegi. Este important să menționăm inițial că această prezentare se va baza pe Strategia Națională de Dezvoltare Societății Informaționale Moldova Digital 2020, cât și pe Programul Național Creare, Dezvoltare și Valorificare Conținutului Digital al Republicii Moldova, precum și pe rapoartele de monitorizare și planurilor de acțiuni acestor documente. Inițial este important să menționăm că Programul Național Crearea, Dezvoltare și Valorificare Conținutului Digital de Republica Moldova a inclus următoarele obiective, dumneavoastră le aveți aici expuse pe slide, și pornind de la obiectivul numărul 1, inventarierea conținutului, evaluarea necesităților de digitizare și elaborarea planurilor de digitizare și acces. Și aici este important să menționăm că s-a realizat la acest obiectiv următoarele. La capitolul inventariere conținutului informațional existent, putem menționa că a fost elaborat chestionarul privind identificarea conținutului informațional existent și prezentat pentru completare tuturor ministerilor și altor autorități administrative centrale. Autoritățile publice au efectuat, au inventariat conținutul informațional de domeniu. În continuare, vom prezenta conținut digital, servicii electronice, promovarea generării conținuturilor și serviciilor digitale. Și este important să menționăm inițial că printre instituțiile care efectuează digitizarea conținuturilor edificate pot fi menționate, în primul rând, bibliotecile. Și eu mulțumesc foarte mult colegilor din întreg Sistemul Național de Biblioteci care sunt alături astăzi de noi. Prin digitalizare este asigurată realizarea misiunii de bază a unei biblioteci, conștientizarea importanței patrimoniului cultural și al artei, realizărilor științifici și inovațiilor, asigurarea accesului la serviciile și produsele culturale, promovarea dialogului intercultural, favorizarea diversității culturale, asigurarea accesului cetățenilor la informații și servicii comunitare, sprijinirea educației, atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional. Conform conceptului edificării societății informaționale Republica Moldova, bibliotecile, în rând cu muzeile și arhivele, sunt considerate ca deținătoare a resurselor informaționale naționale și respectiv trebuie să contribuie la dezvoltarea acestora. Bibliotecile sunt parte componentă a Programului Național de Informatizare a Sferii Culturii pentru anii 2012-2020. În această sferă, printre cele mai importante pot fi menționate echiparea bibliotecilor publice actual cu echipament și tehnologii, pentru accesarea informațiilor, crearea punctelor de acces public la internet, crearea conținuturilor digitale integrate la nivelul național și european și, desigur, că este prezent proiectul SIBIMOL, dezvoltarea acestui proiect, cât și dezvoltarea Bibliotecii Naționale Digitale. Pentru perioada de referință care urmează să fie prezentată aici, după cum a menționat și secretarul de stat Andrei Chistol, o deosebită importanță sunt realizările Programul Național Novateca, care este pe ultima sută de metri în noiembrie, acest program își închide activitatea și urmează să menționăm că pe parcursul ultimilor ani 1070 de biblioteci publici au aderat la rețeaua Novateca, fiind înzestrate cu echipament modern. Pe slide urmează să fie prezente datele, peste 4.000 de calculatoare și tablete, 19 seturi de robotică și alt echipament. Datele statistice arată că la finele anului 2017, în Republica Moldova, activau 2.720 de biblioteci, dintre care 1.698 sunt dotate cu calculatoare. Iar 1.000
1533 sunt conectate în internet. Din numărul total de biblioteci din Republica Moldova, doar 155 dețin pagini web sau bloguri. Numărul documentelor de proce deținute de către biblioteci la finul anului 2017 au ajuns la 27.100 unități. Catalogii electronici create de dezvoltate în biblioteci, deocamdată sunt doar 36, ce reprezintă 1,3%. Totodată, transpunerea pe suport digital la fondul de carte a patrimoniului cultural și intelectual, crearea conținuturilor digitale pentru mai multe biblioteci, este un proces continuu și de durată, care decurge lent, știți dumneavoastră, din care motive și cel mai mare motiv este problema financiară. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării implementează programul de informatizare a sferei culturii pentru anul 2012-2020, sub egida căruia se efectuează digitizarea colecțiilor și arhivelor bibliotecii naționale, cât și a 6 muzei din subordinea Ministerului. Este important să menționăm că în perioada de referință, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a continuat digitalizarea patrimoniului de care îl deține, inclus în registrul Programul Național Memoria Moldovei, astfel a dezvoltat Biblioteca Digitală Moldavica ca parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, astăzi deja migrată în europeană. Registrul programului cuprinde ediții vechi și rare, manuscrise, acte și documente de arhiv, artefacte, obiecte muzeale, care constituie nucleul patrimoniului național scris și imprimat și care urmează să fie păstrate și valorificate în strictă conformitate cu cerințele programului UNESCO. În prezent, Biblioteca Digitală Moldavica conține peste 6.000 de obiecte digitale. Actualmente, pentru această colecție sunt supuse digitizării doar documentele păstrate pe teritoriul Republicii Moldova, de importanță națională, o prețioasă mărturie a culturii poporului nostru. De fapt, astăzi este o zi foarte importantă pentru noi și conștientizăm tematica evenimentului de astăzi, dar urmează să anunțăm la sfârșitul evenimentului că poi mâine, pe data de 11, colegii din Biblioteci Cunosc, Biblioteca Națională organizează o masă rotundă cu participanții, partenerii Programului Național Memoria Moldovei, unde urmează să discutăm despre etapa a doua a acestei biblioteci, atragerea partenerilor, activitatea și lucrul cu acești parteneri, un model foarte bun care ne l-a propus Biblioteca Digitală Europeană și Europeană când conținutul digital se păstrează pe serverele instituțiilor și noi lucrăm cu metadatele. Urmează ca colegii din bibliotecile și instituțiile partea programului Memoria Moldovei să conștientizeze lucrul acesta, că sunt deținători de patrimoniu local și național, cât și internațional și lucrul acesta trebuie efectuat și în Republica Moldova. Finalul strategiei acestui proiect urmează ca urmare integrarea în continuare Bibliotecii Moldavica în proiectul european, asigurându-se astfel accesul utilizatorilor din Moldova la colecții de patrimoniu a bibliotecii din țările europene și accesul europenilor la colecțiile patrimoniale digitale din Republica Moldova prin intermediul internetului. Este important să menționăm că a fost și considerăm că este un proiect magistral catalogul SIBIMOL, Sistemul Integrat de Biblioteci Informatizate de Republica Moldova, care deocamdată nu s-a dezvoltat, iarăși motivele au fost și sunt economice. La acest capitol deocamdată bifează despre informații deținute în biblioteci, doar bibliotecile publice. Desigur că noi nu ne vom opri la această etapă, doar urmează să regândim în continuare conceptul acestui catalog. Din anul 2017, Biblioteca Națională Republicii Moldova realizează și proiectul Arhiva de Voci. Este vorba digitalizarea vocilor, personalităților, culturii, arte, științei. Transpunerea lor în format digital este un proiect realizat cu Academiei de Științe și avem rezultate deja foarte bune, o colecție care urmează să fie păstrată și transmisă generațiilor viitoare. Pentru realizarea programului național, Academiei de Științe a elaborat recomandări pentru creșterea conținutului științific digital național până în anul 2020, în corelare cu obiectivele politicilor în domeniu. De asemenea, a fost efectuată o analiză comparativă a domeniului public digital de Republica Moldova cu situația din spațiul european, care a relevat o dezvoltare mai slabă la nivel național. Au consolidat conținutul revistelor științifice acreditate în Republica Moldova în instrumentul Bibliometric Național,
peste 30.000 de publicații, 40% din conținutul științific anual. Instituția publică Biblioteca Științifică Andrei Lupana Academiei de Științe a Moldovei a executat activitate de digitizare, prelucrare, stocare a 9.000 de dosare, fiecare câte 300 de pagini, din fondul arhivistic al Academiei de Științe, peste 1.000 de dicționari și enciclopedii universale și tematice și o colecție destul de considerabilă din fondul de carte rară. Aceste date le-am preluat recent de la Biblioteca Academiei de Științe și, de fapt, noi facem referire la perioada care a fost solicitată. În prezent, cele 6 muzee care activează în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, din numărul total de piese de patrimoniu, a decesat circa 23%. Colecțiile muzeilor însumează peste 571.000 de piese culturale, care reprezintă istoria și cultura națională universală. Muzeele au implementat programe de evidență electronică a patrimoniului muzeal și de formare a bazei de date privind bunurile culturale mobile aflate în proprietatea lor. Dat fiind faptul că puțin sunt în timp, vreau să menționez că cu adevărat bibliotecile sunt cu un pas înaintea muzeilor Republica Moldova, dacă ei sunt doar la etapa inventariere sau crearea unor cataloge electronice, la capitolul de digitizare încă au foarte mult de lucrat. Serviciul de stat de arhivă digitalizează 4 fonduri ale Fondului Arhivistic Național. Pentru prima dată, de că serviciul de stat de arhivă ne-a oferit această informație, recunoaștem că nu este simplu ca să recepționeze informații de la arhivă. Ei au conlucrat cu noi și sunt transferate în format digital astăzi 47% din aceste fonduri. Este vorba de 4 fonduri de patrimoniu. Arhiva Națională a Republicii Moldova a efectuat procedura de digitalizare a documentelor istorice peste 250.000 de manuscrise din epoca modernă, fiind creată prima bază de date digitalizate a documentelor istorice. Documentele vechi pot fi accesate online, conținând informații despre eminent și un mic rezumat. Digitizarea a fost necesară pentru a proteja manuscrisele prețioase. Majoritatea documentelor scanate sunt redactate în limbile slavonă și română. Proiectul de digitalizare a documentelor de la Arhiva Națională a fost implementat timp de 2 ani, în perioada 2015-2017, cu suportul Guvernului Estoniei. Este important de menționat, fiindcă, într-adevăr, este un suport considerabil și un parteneriat deosebit între Arhiva Națională și Guvernul Estoniei. Desigur că avem aici prezent foarte mulți colegi din biblioteci universitare, au succese foarte reușite. Recent, împreună cu dumneavoastră, am participat la un seminar internațional unde biblioteci universitare au prezentat deja etapa de sustenabilitate a proiectului care îl dezvoltă și cu adevărat este o mândrie națională. Bibliotecile universitare au contribuit la procesul de conservare și diseminare a patrimoniului științific prin crearea repozitorilor instituționale, care este un punct de cotitură pentru a regândi mecanismul și mijloace de conservare și diseminare informațiilor științifice. Prin implementarea proiectului Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățire Calității Studiilor, 7 biblioteci universitare au creat repozitorii digitale. Parteneriatul la nivel național este realizat între bibliotecile științifică medicală a Universității de Stat de Medicină Farmacie Nicolae Tesimețanu, care deține funcția de coordonator al proiectului la nivel național, și Biblioteca Centrală a Universității de Stat, Biblioteca Științifică a Universității Tehnice, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare, Biblioteca Științifică Academiei Studii Economice, Biblioteca Științifică a Universității de Stat Tadeu Corusto, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice Tatimul Creangă. Astfel, au fost dezvoltate 7 repozitorii digitale instituționale pe domenii de știință. Conținutul repozitorului este alcătuit din informații bibliografice, rezumate și texte, integrale a publicațiilor. Numărul total de documente stocate în repozitorii digitale constituie la 12 iulie 2018, 12.823 de publicații. Aceste date noi le-am obținut grație diseminării informației rezultatului acestui proiect, rezultatele conferinței științifice organizate recent. Pentru a crește vizibilitatea repozitorilor instituționale la nivel internațional, acestea au fost înregistrate în directorul repozitorului cu acces deschis OpenDoR și registrul repozitorului cu acces deschis ROAR. Cele 7 biblioteci au reușit să creeze un spațiu informațional academic unic.
excelent. Au implementat concomitent în biblioteci softul integral de biblioteca Alif către finele anului 2015. Bazele de date au fost comasate în urma conversiei din diferite sisteme. Foarte reușit, TinLib, QSeries, TinLib. Și tot în anul 2015 a fost pus în funcțiune nucleul spațiului informațional unic Primo. De fapt, acest catalog este foarte des deschis și în spațiile Bibliotecii Naționale, accesat și cu adevărat utilizatorii Bibliotecii Naționale pot naviga în catalogul Primo, care este foarte reușit și regăsesc informația la zi, la timp și foarte calitativă. Multe biblioteci au promovat și au ca prioritate digitizarea colecției de patrimoniu. În acest sens, sunt vorba de rezultatele Camerei Naționale a Cărții, care a creat colecția digitală de patrimoniu basarabiană, secolul XV-XX, peste 1450 de titluri, circa 170.638 de pagini și Bibliografia Națională, cu un număr de peste 117.000 de titluri. Biblioteca Municipală Bogdan Petrușei Hârșteu, la fel, dezvoltă o colecție de peste 200 de documente electronice digitalizate. La capitolul preluare, aprobarea și informarea standardelor de bază, urmează să menționăm că Institutul Național de Standardizare a adoptat circa 200 de standarde europene în calitate de standarde naționale. În acest domeniu avem nevoie de un cadru normativ specific conținutul digital de bibliotecă, cum ar fi politic, reglementare, instrucțiuni, linii directoare, clasificatoare de resurse, harta proceselor tehnologice și altele. Ce ține de colecții de patrimoniu, Biblioteca Națională, dat fiind faptul că implementează Biblioteca Digitală Moldavică, desigur că s-a orientat mereu de toate politicile, recomandările Bibliotecii Digitale Europene și Europeană, și aici urmează să menționăm că avem experiență și suntem deschiși pentru a disemina această experiență. Implementarea cadrului de interoperabilitate. În anul 2017 au fost inițiate peste 60 de proiecte de integrare, 29 de autorități deja practicând schimbul de date în baza platformei Connect și protocoalelor specifice acestora. Deja urmează niște date pe care noi le-am luat de rapoarte, este vorba de activitatea administrației publice centrale. Până în prezent au fost înregistrate peste 3,2 milioane de tranzacții, operațiuni de schimb de date între autoritățile participante. S-au semnat contracte în contextul schimbului de date în baza M-Connect cu 27 de autorități. În perioada de referință, Academia de Științe a elaborat proiectul vocabularul sistematic al platformei pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului digital din Republica Moldova. Urmează să menționăm că sunt și facilități în crearea centrului de date, depozite digitale pentru conținutul local. După cum am menționat anterior, este vorba de autoritățile publice centrale și unele instituții publice și-au migrat și continuă să-și migreze sistemele informaționale pe platformă, depășind țintele stabilite în cadrul proiectului e-transformarea guvernării, finanțat în cadrul Băncii Mondiale pentru Guvernul Republicii Moldova. Și anume, la finele proiectului, în cloud, și-a migrat cel puțin un sistem informatic de 53% din autoritățile administrației publice centrale și-a migrat cel puțin un sistem informatic pe platformă în cloud, în timp ce țintă stabilă pentru finele anului 2016 a fost 25%. Reiese că s-a depășit îndoit. În perioada de raportare, 38 de instituții publice, dintre care 36 autorități ale administrației publice centrale și-au migrat sistemele informaționale pe platforma OnCloud. Publicarea web a datelor de interes public, 72 ori din autoritățile administrației publice centrale plasează seturi de date deschise pe portalul date.go.md. Activitatea este una continuă. Până în finele anul 2016 au fost publicate pe portal peste 900 de seturi de date de către 48 de autorități a administrației publice centrale. 7 autorități administrației publice centrale și-au elaborat și publicat pe portal catalogele instituționale de date guvernamentale deschise, în timp ce altele două sunt în curs de finalizare a elaborării catalogelor instituționale. În autoritățile administrației publice centrale, care sunt
Posesorii cei mai importante date guvernamentale deschise în sectoare activează peste 42 de coordonatori pentru date deschise responsabili de postarea și actualizarea site-urilor sectoarelor de date pe portal. După menționat inițial că datele din acest raport se bazează pe acele rapoarte în baza planului de acțiuni, noi o parte din date le-am preluat în baza materialelor care au fost publicate. În această perioadă, Ministerul Tehnologiei Informaționale a elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobare planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe internet a copiilor și adolescenților. La acest plan de acțiuni anual, bibliotecile iau parte și promovează această mișcare, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. La fel, se organizează un șir de activități, atât Zilei Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, care este ținută de Ministerul Tehnologiei Informaționale, cât și s-a organizat în perioada de referință o masă rotundă, valorificarea patrimoniului științific național prin conținut digital. La fel, s-a organizat masă rotundă cu genericul revistele științifice, catalizator al creșterii calității și vizibilității conținutului științific în format digital, organizat de TSI Chișinău. Este important să menționăm că toate bibliotecile, ne luăm în considerație apartenența departamentală, participă la săptămâna accesul deschis la informație. Au fost organizate mai multe activități și au fost formați specialiști în competențe digitale în mai multe biblioteci din țară. Și peste 1500 de bibliotecari au fost instruiți în cele 34 de centre naționale și regionale pe parcursul ultimilor ani de către Programul Național Novateca, dintre care 28% instruiri în domeniul incluziunii digitale. Ca obiective urmărite de Republica Moldova, în continuare se numără reducerea decalajelor digitale, dezvoltarea competențelor digitale, dotarea bibliotecilor și altor instituții cu echipament necesar pentru digitizare, asistența utilizatorilor pentru valorificare conținutului digital științific, creșterea vizibilității interne și internaționale acestora. Odată cu realizarea obiectivelor strategiei pentru anul 2020, Republica Moldova va deveni o țară cu o societate informațională avansată. Astfel, utilizarea facilităților tehnologiei informației și comunicațiilor, accesul extins la conținutul digital bogat și servicii informaționale performante vor contribui la sporirea competitivității economice și la asigurarea bunăstării populației. Eu vă mulțumesc și vă invit la masă rotundă din 11 octombrie, care va fi organizată la Biblioteca Națională împreună cu partenerii Programului Național Memoria Moldovei. Mulțumesc! Întrebări, dacă sunt. Nu sunt, atunci să continuăm evenimentul de astăzi. Acum urmează prezentarea cu tema Digitizarea patrimoniului cultural și protecția drepturilor de autor în Uniunea Europeană. Îi oferim cuvânt cu drag domnului Nicolae Constantinescu, arhitect informațional, Biblioteca și Comunitatea Informațională Online, București, România. Bună dimineața! Vă mulțumesc că ați avut amabilitatea să mă invitați prin AGP. O parte dintre dumneavoastră suntem prieteni deja, ne cunoaștem de mai multă vreme, ne urmărim cel puțin pe internet. O altă parte dintre dumneavoastră am șansa astăzi să vă cunosc. Eu sunt un student care a terminat Bibliologie și Științele Informării la București. Nu sunt un jurist, dar dat fiind faptul că m-am specializat pe zona de digital, a trebuit să învăț partea de drepturi de autor și încă binișor. Câți dintre dumneavoastră, ca să-mi pot calibra puțin prezentarea, câți dintre dumneavoastră urmăriți dosarele europene pe drepturi de autor? E cineva interesat pe drepturi de autor? Unu? Tangențial. Bun. Câți dintre dumneavoastră aveți bloguri? Nu, cel puțin urmărim bloguri. Nu. Și instituțional și personal. Aveți, da? Bun numărul. Câți dintre dumneavoastră
contribuiți la catalogul instituției în care lucrați? Toți. Asta vreau să știu. Bine. De ce vă întreb aceste lucruri? Pentru simplu motiv că, indiferent de ramura în care vă aflați, ca specialiști în domeniul informării, pentru că asta sunteți, suntem cu toții în aceeași poveste, într-un fel sau altul vă veți lovi de drepturile de autor. Nu aveți cum să ieșiți din sfera asta. Rolul meu astăzi este să vă prezint câteva lucruri care se întâmplă în Uniunea Europeană, câteva politici, să înțelegeți puțin cadrul european în care evoluează aceste politici și să vă dau o idee cam care ar fi viitorul, pentru că viitorul dumneavoastră este împreună cu cel al blocului european, fie că vă place, fie că vă place mai puțin, vom avea același drum comun. E bine să o luați din pipă. Vă felicit pentru eforturile dumneavoastră pe care le-am cunoscut odată cu prezentarea doamnei director. Pe undeva sunt invidios pentru că ați reușit niște lucruri pe care România avea acum și le pune la punct. Pe de altă parte, mi-aș dori să cooperăm mult mai mult specialiștii României împreună cu specialiștii Moldovei, pentru că zic eu că împreună avem o voce comună mijlocită de povestea istorică. Și probabil că împreună vom putea împărtăși mult mai multe lucruri pe care le avem în comun, cu adevărat. Bun. Să începem. Am spus că e vorba de familia europeană, din care și dumneavoastră faceți parte. Anul ăsta este anul european al patrimoniului cultural. Vă rog frumos să fiți foarte încântați de acest lucru. Este o propunere care a venit și din partea României. Urmăriți acest program, pentru că ceea ce se va întâmpla în cadrul lui este, cel puțin anul ăsta, va da dimensiunea și capacitatea Uniunii Europene de a mișca lucrurile în zona culturală. Deci cam tot ce se vedeți anul ăsta întâmplându-se sub egida anului cultural european este cam valoarea a ce poate Uniunea Europeană ca vizibilitate în a-și promova output-ul cultural. Și bineînțeles, România 100 stă această prezentare sub această egidă pe care nu pot să o ocolesc, dat fiind faptul că sunt considerentele de natură istorică. Pornind de la unul dintre arhitecții Uniunii Europene. Undeva prin anii 50, acest domn a spus că cel mai bine reconstrucția Europei nu ar trebui pornită de la zona economică. Că dacă ar face-o el, ar porni de la cultură. Și are dreptate oarecum. Pentru că dacă stați bine și vă gândiți, după ce a trecut tot valul, după ce am mâncat ce am mâncat, după ce am vorbit ce am vorbit, după ce am construit ce am construit, peste 100 de ani, peste 200 de ani, totul se transformă în absolut nimic și doar lucrurile pe care cu adevărat le-am construit trainic, alea rămân. Unde rămân? De obicei. În arhive, în muzee, pe străzi, în piețe, în biblioteci. Astea sunt lucrurile care rămân. Restul vor fi trecute la și altele. Cum au făcut-o, în ce condiții, pe nimeni nu va mai interesa peste 200 de ani. De-aia acest lucru este foarte, foarte important, mai ales în contextul egidei anului acesta, care este un an al patrimoniului. Și acum trecem la lucrurile de tranșee, așa. Câți dintre dumneavoastră aveți cunoștință de această convenție de la Bern? Oh, bravo! Excelent! Este zona de unde oarecum pornesc și armonizările Comisiei Europene în ceea ce privește directivele privind drepturile de autor. Spun directivele pentru că există una în vigoare și acea în vigoare în momentul acesta este refăcută, realcătuită pentru a permite o uniformizare mult mai bună la nivel european din ceea ce privește serviciile și oportunitățile digitale. Pentru că vorbim despre un sfânt graal al Comisiei Europene și al Uniunii Europene în general. Există câteva ținte la orizontul anului 2020 pe care blocul european trebuie să le atingă. Una dintre aceste ținte este această piață unică digitală. O parte care permite, catalizează împlinirea acestui deziderat este copyright-ul. Chiar îl vedeți la prima zonă de acces, unul dintre puncte este copyright. Sub aceste politici de copyright
una din cerințele principale a fost să se refacă directiva pe drepturi de autor, împreună cu alte 10 directive care îi stau suport, de la bază de date până la termene de acoperire prin copyright, ca să permită realizarea acestui deziderat. Am să mă întorc puțin. Și să vă întreb un lucru. Dumneavoastră, în bibliotecile noastre, în instituțiile în care lucrați zi de zi, ce credeți că gestionați? Informații. Cum, în ce formă este acea informație? Cărți, reviste, nu? Deci, luați de fizicolog, nu filozofic, nu abstract. Toate astea, toate realitățile fizice pe care le gestionați, pe care le băgați în catalog, pe care le gestionați, le tranzacționați cu utilizatorii noastre, toate acestea au o ancoră comună universală. Se numesc opere. Dacă înțelegeți conceptul de operă, veți înțelege automat ce înseamnă protecția operei. De ce? Pentru că din momentul în care o operă își găsește expresia fizică, acea operă este protejată implicit, prin drepturile de autor. Asta este unul din micile chestii care, odată înțeles, vă va veni foarte ușor să gestionați drepturile de autor pentru resursele fizice și digitale din instituțiile dumneavoastră. Deci imediat cineva a creat ceva într-o formă fizică, din momentul ăla vine legea și spune, da, asta e protejată, îți aparține. În momentul în care autorul își declină drepturile către o editură prin așa zisele contracte de exclusivitate, va pierde aceste drepturile și îi vor rămâne doar drepturile patrimoniale. Dar protecția se întâmplă implicit. Nu trebuie să faci nimic. Trebuie înțeles totuși rădăcina, că este vorba despre operă. Toate reflectările fizice, indiferent de forma lor, sunt opere. Această ancoră este... Am ținut să definesc punctul cheie al operelor, așa cum este în legislația moldovenească și în legislația românească, pentru a avea o apreciere comună prin diferență, aș putea spune. Bun. Astăzi ar fi grozav. Aha. Merge un pic mai greu. Bun. Vă povesteam că când e să merg un pic cam prost, aia a fost. Vă povesteam că nu este vorba de o singură directivă în ceea ce privește planul european, ci sunt mai multe, de fapt. Este o constelație de 10 directive care încearcă să reglementeze toată această piață digitală. De la felul în care se fac, de la felul în care sunt protejate operele, până la felul în care sunt difuzate operele către utilizatori, sau la felul în care sunt gestionate de către instituțiile în care lucrați și noastră. Satelit, acoperire în timp, software, baze de date, InfoSoc-ul 2001, care este directiva pe drepturi de autor, care în momentul ăsta se reface. Toată această constelație de 10 directive au cel puțin în intenția creatorului și în economia achisului european, au capacitatea să acopere operele. În ceea ce privește beneficiile și excepțiile. Pentru că despre excepție o să vorbim ceva mai mult. Bun. Această poveste e luată dintr-un studiu care s-a uitat care sunt la ce sectoare sau care sunt sectoarele implicate în zona creativă, la nivelul Uniunii Europene. Ce să vedeți, am avut surpriza foarte plăcută, bine, eu o știam. Dar am avut surpriza confirmării că bibliotecile și arhivele, activitățile de bibliotecă și arhive, sunt considerate activități creative, care produc bani. Există un pericol al celor care lucrează în instituții sau a zonei politice de cultură, sau zona politică, pur și simplu, separată de cultură, să considere bibliotecarii sau arhiviștii sau cei care lucrează în aceste instituții de memorie, să le spunem, ca fiind niște personaje cu rol pasiv, de custozi. Este de datoria noastră să îi ridicăm din zona, să le ridicăm nivelul de înțelegere din această zonă și să le explicăm că suntem partea acestor activități economice.
Ok. Legat și mai aproape de, de informațiile pe care, de care aveți nevoie sau pe care aș dori să le luați în considerație când vă gestionați depozitele digitale, cel puțin, sunt aceste patru directive. Una este cea a copyright-ului, bineînțeles. Una, o alta este a protecției bazelor de date, pentru că aici o să veniți cu o suprapunere foarte ușoară pe bazele de date în momentul în care realizați bibliotecile digitale. Și pe scurt, ca să vă lămuresc din prima, este vorba despre o directivă sui generis care spune așa că este protejată forma în care baza de date este alcătuită, informația care este gestionată și agregată în baza de date se supune altor, altor directive. Dar forma în care este alcătuită, metadate, nu știu, ideea, etc., sunt protejate de, de această directivă a bazelor de date. Mai este o directivă care se referă la drepturile de împrumut și drepturi conexe și încă una referitoare la drepturi de închiriere. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că pe lângă zona digitală la care ne vom uita astăzi, mai există zona fizică la care dumneavoastră sunteți mai atașați și pe care o vom dezbate și în după amiaza aceasta. Ei, aceste patru directive au capacitatea de a, de a, de a gestiona ambele tipuri de resurse. Și cele fizice, tradiționale, și cele digitale. Bun. Ei, aceasta este forma directivei în vigoare. O să ajungem spre final să vă explic ce modificări sunt în, în textul următoarei directive. Dar aici veți vedea ce este cu adevărat protejat. Autorii au dreptul la protecția operelor lor, iar operele sunt, v-am spus, acest work, operele, sunt manifestare. Artiștii și interpreții sau executanții au dreptul la a le fi protejată fixarea interpretărilor sau execuțiilor. Foarte important aici, fixarea. Da? Cei care produc fonograme, bineînțeles, tot ce înseamnă zona de industrie muzicală, de, de producători de sunete, etc., au dreptul la le fi protejate fonogramele, producătorilor primelor fixări ale filmelor au dreptul la, la le fi protejate filmele și, bineînțeles, instituțiile care fac broadcasting să le fie protejate emisiunile. Astea sunt zonele de protecție în acest moment ale directivei în vigoare. Bun, de ce v-am arătat aceste lucruri? Pentru că supunând toate acestea, fie tradițional, fie digital, supunându-le unor anumitor procese care le transformă și le adregă în depozite digitale, se transformă în resurse digitale. Internetul este, ca să fac o mică paranteză să înțelegeți unde bat, internetul este reglementat de obicei prin niște documente care se numesc Request for Comments, RFC-uri. Unul din documentele principale ale internetului, acest RFC, spune că absolut orice este o resursă. Ca să înțelegeți rădăcina. Și o să vedeți că am să mestec resurse, resurse și o să vedeți și în documentația europeană, resurse, resurse, resurse. Dar semantic ele trimit către exact ceea ce vă spun. La înțelegerea a ceea ce înțelege creatorul sau creatorii din zona internet. Resurse digitale. Bun. Toate acele zone protejate, odată mestecate de diferite instrumente și agregate în depozite digitale, se transformă în resurse. Bineînțeles, organizate după anumite standarde, așa cum este o AISO și cred că schema asta va plictisi destul de mult pe unii dintre dumneavoastră, este sătui. Dar ceea ce, la final, aveți un agregat, un compus, alcătuit din mai multe părți, care trebuie protejat. Fie întregul, fie părțile lui. Și aici este problema. Sunt multe, multe probleme cu multe mustăți foarte urâte. Depinzând mult de, de resursele pe care le gestionați. Bun. De ce ați face asta? De ce ați face depozite digitale? De ce ați digitiza? De ce ați introduce acest efort? Nu este un efort simplu să gestionați drepturi de autor pentru aceste conglomerate. De ce? Pentru că se pot întâmpla așa ceva. Muzeul Național de Istorie din, îmi cer scuze, într-un cheia de ecran. Muzeul Național de Istorie al Braziliei a luat foc. 400 de ani de cercetare. Palmira, 2015. Oamenii au considerat că este ceva care trebuie aruncat în aer pentru că nu convine religii.
Arhivele din Köln, ultimul exemplu, 2009. Pur și simplu s-a prăbușit. Au fost pierdute atunci sute și sute și sute de documente. Știți ce s-a întâmplat în toate aceste cazuri? În Brazilia cel mai recent. Oamenii caută să reconstituie ce se poate reconstitui digital din ce au făcut oamenii fotografii, dacă vă puteți închipui la ce se poate ajunge. Iar în cazul arhivei, cel puțin, din Köln, s-a trecut, odată cu inventarierea ceea ce a mai rămas, după colaps, la digitizarea în integru. Deci, ceea ce faceți dumneavoastră, cuplat cu felul în care gestionat din punct de vedere al drepturilor de autor, are capacitatea și alonja unui viitor cu adevărat. Bun. Dincolo de depozite de digitale în sine, ceea ce realizați dumneavoastră, trebuie să mai adăugați o particularitate foarte importantă din punct de vedere al specializării pe care dobândiți lucrând cu el, vrând nevrând. Aceea de încredere. Depozite digitale de încredere. Englezii s-au apucat acum vreo 10 ani de zile să-și constituie politici care să gestioneze depozitele digitale, pentru că au ajuns la concluzia, fiind unii dintre pionierii realizării acestor depozite, au ajuns la concluzia, măi, nu este de ajuns să faci acest conglomerat pe care să-l gestionezi. Trebuie să ai și politicile atașate care să dea încredere celor care contribuie cu resursele, că acele resurse sunt gestionate corespunzător și vor mai exista nu peste 2 ani, nu peste 3 ani, nu după 5 ani când se termină proiectul, ci 20 de ani, 50 de ani. Gestionați-vă resursele, faceți ce vă place, cum vă place, realizați colecțiile de care aveți nevoie, dar gândiți-vă că trebuie să realizați și aceste politici care includ drepturi de autor. De ce? Pentru că acoperirea în drepturi de autor este una în timp. Nu numai una pecuniară, nu numai una de bani, de responsabilitate. E una de timp. Ați văzut, Berna spune 50 de ani după moartea autorului. În Uniunea Europeană este 70 de ani. În funcție de fiecare stat membru sunt extensii de timp mai mici sau mai mari. Noua directivă va uniformiza ca un tăvăluc totul. Dar, la asta aș vrea să vă gândiți bine. Dincolo de orice, există această alonjă de timp care trebuie să corespundă cu alonja de timp pe care o dați depozitului dumneavoastră digital. Chestiile astea, armonizarea celor două, nu se face decât prin politici. Trebuie să le gândiți din prima. O zonă importantă a acestor politici este dreptul de autor. Cine se ocupă de depozitele digitale la nivel european? Este acest grup de înalt de experți care privesc digitalizarea și prezervarea digitală. Și există această unitate în cadrul Comisiei Europene de Tehnologii Interactive, care odată care ar fi bine să vă faceți nu știu, buna practică sau bună obicei să îl urmăriți măcar o dată pe lună. Deschideți, vedeți ce e acolo. Sunt lucruri interesante. De ce? Sunt semințele politicilor Uniunii Europene în ceea ce privește prezervarea digitală. Bun. Două documente foarte importante. Unul mai vechi și al doilea care îl vine deasupra lui schimbându-l. Activitățile de realizare a depozitelor digitale din Uniunea Europeană se înscriu în recomandările acestei recomandări din 2011 privind digitalizarea și accesibilitatea online. La ce se referă, de fapt? În primul rând, pentru că cele mai sigure resurse, din punct de vedere al drepturilor de autor, sunt cele care au ieșit de sub acoperirea în timp a drepturilor de autor, da? Sunt mese resurse în domeniul public. De acolo pleacă de obicei orice bibliotecă, orice arhivă, când vrea să facă un depozit digital, având siguranța că nu încalcă drepturile de autor nimănui, începe cu anul 1700-1300. De ce? Pentru că e sigur. E absolut sigur. Tot de aici, dar cu o alonjă mai veche în timp, în 2008, a început această europeană de care v-a vorbit și doamna director. Un efort european, pornit ca un proiect, acum este parte a politicilor, a devenit deja parte a politicilor de vreo 2 ani de zile, dar care are și o componentă de drepturi de autor și vom vedea care este aceea. Vă spun cu toată sinceritatea, urmărind dosarul și felul în care s-a creat
europeană. Bine, s-a pornit europeană într-o ambiție franțuzească și acolo e mult de povestit. Dar s-a pornit. Chiar fac o muncă de pionierat chiar și în domeniul drepturilor de autor. Și o veți vedea care este. Bun. Ceva timp în urmă s-a considerat că este nevoie de o nouă renaștere, de un nou șut spre mai departe un pic. Intrase, europeana pornise, lucrurile mergeau și nu prea, sunt lucruri de natură tehnică care oarecum împiedică o dezvoltare armonioasă a europenei sau cel puțin s-a întâmplat. A apărut acest document care spune că ar trebui să existe un nou impetus, un nou șut, așa să se transforme eforturile din zona culturală într-o nouă renaștere. Ceea ce documentul are capacitatea de fapt să transmită și a transmis celor care l-au citit, nu a fost că este nevoie de o nouă mișcare, ci că este nevoie de noi politici care să gestioneze ceea ce se va întâmpla. Iar noua renaștere nu va fi una de natură fizică, ci va fi inspirată din zona fizică către zona digitală. Mare parte a ceea ce spune documentul adresează politici și probleme de copyright de la momentul respectiv. Una fiind a operelor orfane, alta fiind a operelor care sunt și nu pot fi detectate, dar au fost în circuitul comercial, acum nu mai sunt. Toate aceste probleme au fost tratate foarte fin de acest document care le descrie. Între timp s-au reglat. Se vor regla și mai bine odată cu noua directivă. Vă invit să-l citiți. Vă spuneam de problema operelor orfane. Când s-au apucat să digitizeze, marea majoritate a instituțiilor care au avut bani să facă acest lucru, pentru că a digitizat, după cum știți foarte bine, nu e chiar o afacere ieftină. Nu mai este gândești că trebuie să-ți migrezi conținutul odată la 5 ani sau să cumperi hard disk-uri odată la 2 ani să nu scrape rafurile din backup, e o problemă în sine. Deci nu este ieftin. Ei, când s-au apucat să facă treaba asta cu depozitele digitale, mare majoritatea celor din Europa s-au lovit de o problemă foarte mare. Mare parte din opere pe care le băgau sub scanner nu le puteau identifica la nivel de autor sau la nivel de entitate care a emis, la editură, să spunem. Este una din entități. Și au intrat într-o zonă gri care nu putea fi gestionată în mod normal cu ceea ce aveam pe masă din punct de vedere legal. Pentru că a nu ști sursa, a nu ști cel care operează drepturile de autor asupra de respective opere, înseamnă un document condamnat într-o zonă de dark archive, cum îi spunem noi. L-ai digitizat, l-ai băgat acolo. Este singura excepție care ți-o permite legea de a face cu aceste lucruri până în acest moment. Ei, problema nu era că erau câteva. Erau majoritatea. Erau majoritatea. Asta era bela foarte, foarte mare. Există și un calculator pe internet, dacă veți avea curiozitatea, a operelor care ies anual de sub incidența drepturilor de autor. Acelea, încet, încet, intră în domeniul public. Dar cu cele care nu ai siguranța când a apărut, unde a apărut și de cine a fost emis documentul, intră sub denumirea de opere orfane. Ce faci cu ele, că-s majoritatea? Trebuie gestionate cumva. Din toate politicile izvorâte din cercetările europene, s-a ajuns la concluzia că cel mai bine este totuși să faci ceva cu ele. Adică să le bagi în depozitul digital. Să le oferi utilizatorilor, cel puțin măcar la consultare in situ. Vine și se așează pe la postul de calculator, în bibliotecă, începe să caute și îl găsește în depozitul digital. Măcar atât. Dar poți să faci și publice aceste documente atâta vreme cât permiți un mecanism anterior punerii spre public a documentului a resursei, prin care tu să cauți foarte, foarte atent sursa. Dacă există un autor, dacă există o editură, cauți până în pânzele albe, te duci, întrebi organismele de gestiune colectivă, cei care colectează banii și drepturile, țin drepturile autorilor sau a interpreților. După ce ai făcut această căutare enormă, credeți-mă, ia foarte mult timp, abia după aia poți să împingi acea resursă către zona publică. S-a reglat și treaba asta. La nivel european, trebuia să existe un răspuns. După cum ați văzut, recomandarea era din 2012. Trebuia între timp să se întâmple ceva.
și au găsit cu cale că cel mai bine ar fi, recomandarea spunea, și de aici o să pornesc, recomandarea spunea că fiecare stat membru ar trebui să-și pună la îndemână a celor din țara lor a unui mecanism care să aibă capacitatea să gestioneze aceste opere orfane. Adică o bază de date în care să fie introduse respectivele opere. Societatea de gestiune colectivă se uita în bază de date care era actualizată de cei care vroiau să pună operele către public și spuneau, mă, asta nu, asta o gestionăm noi, nu, asta nu, asta o dai jos, asta o dai jos, asta ți-o las. Deci așa ar fi trebuit să funcționeze. N-a funcționat, știți de ce? Pentru că nimeni nu are timp. A face asta înseamnă timp, egal bani. Un european a zis, bine mă, n-aveți timp, nu aveți bani, perfect. Hai că vă facem noi o bază de date. Și a făcut una la nivel european. Aceasta este. Pe unele chestii, cel mai bine funcționează pe resurse care sunt din zona cinematografiei. Evident, nu? E sine. De ce? Video este cea mai consumată resursă pe planetă în momentul ăsta. Da? Iar dacă se poate, chiar și cu cărțile, n-ați putea să-mi dați un audiobook, hai că mă plictisesc. Din Bristol până în 1 decembrie, unde stau, credeți-mă, este la putere, stau bar la bar în mașină. Mai bine mă ascult, să o citesc. Deci, audio și video sunt cele mai consumate resurse. Există un caz interesant al Marii Britanii, ceea ce vorbește felul în care au găsit cu care să gestioneze resursele considerate a fi opere orfane. Ce să vezi, s-a născut o nouă licență. Deci, ți se dă resursa respectivă cu o nouă licență de 7 ani. Sau 8 ani, cu extensie. Dar atenție, această licență este emisă în baza unor bani. Știți de ce? Pentru că la un moment dat, după ce îi dai cuiva, peste 2 ani sau 3 ani, vine și spune creatorul sau societatea de gestiune colectivă, vine și spune, a, nu, asta e a mea. I-ai dat bibliotecii regale din Copenhaga, acum 3 ani de zile, eu vreau bani. Și englezii spun, da, prietene, poftim bani. Pentru că eu am colectat inițial. E o abordare. E o abordare și asta. Mai există, tot englezii au făcut aceste licențe comerciale privind operele orfane. Pur și simplu plătești niște bani foarte sănătoși ca să folosești resursa respectivă, pentru că îți place și pentru că vrei să o folosești. Bun. Acesta este un studiu privind cum se folosește baza de date făcută la nivel european. Scârție. Nu prea e folosit. Și știți de ce nu e folosită? Din același motiv. Nimeni nu are timp și bani. Timp egal bani. În fluxul dumneavoastră de zi cu zi în biblioteci, vă garantez că nu aveți decât o fracțiune foarte, foarte mică dedicată astfel, unor astfel de lucruri. Dacă o aveți. Asta e. A, care e istoria cu QR code-urile? Le-am pus pentru că după aceea vă voi pune la dispoziție prezentările și veți citi prezentările cu telefonul. Paca și citești imediat. Da? Ca să înțelegeți ce cu pătrățelele bizare. Bun, și acum vă întreb eu, că am ajuns la lucrurile de valoare și la bani. Care este cel mai de preț lucru pe care îl aveți într-o bibliotecă? Ca și creație a bibliotecii, a instituției. Atenție, nu lucrurile pe care le gestionați. Lucrurile pe care le produceți. Este. Am ajuns unde trebuie, e perfect. Da, domnule, asta este și domnule. Catalogul. Ăla este produsul intelectual cel mai de preț al unei biblioteci. Dar vă spun de pe acum, pentru cei care vă înșelați cu ideea că vă aparține, nu vă aparține, este un produs public. Și ajungem la europeană ca fiind un exemplu de bună practică în ceea ce privește agregarea catalogelor de cataloge. Asta este europeană. Nu vă lăsați păcăliți că de fapt este o bază, că este un depozit digital care agregă și resursele. În unele cazuri, da. Dar în cel mai mare măsură, nu. Agregă niște surogate. Așa se numesc. Care uneori au capacitatea să trimită către resursa originală, dar de multe ori și am întâlnit cazul ăsta, pentru că am lucrat pe niște evaluări, își pierd limba. Și știți de ce? Pentru că instituția mamă care a emis documentul către europeană și-a schimbat limba. Deci europeana, în mare parte, este un agregat, o bază de date care agregă surogate. Și resurse originale,
pentru că se încarcă și asta, dar așa a pornit. Și a pornit foarte deștept. Ceea ce vedeți din dreapta este un studiu făcut de Europeana pe propria capacitate de a gestiona drepturile de autor a resurselor strânse. Și aș vrea să vedeți un singur lucru. Toate produsul lor cel mai bun, care este catalogul de cataloge, pentru că este europeană, este sub o licență CC0. În engleză îi se spune waiver, adică de la drepturile toate care le ai deplin asupra unei resurse, tu alegi ca și creator să le dai la o parte și să expui resursa cu toate drepturile pentru cei care vor să le folosească. Și CC0 este de fapt o marcă pentru drepturi, pentru domeniul public. Deci toate datele, toate metadatele din Europeana vă pot folosi, le puteți folosi sub acest waiver simplu. Bun. Dar nu s-a oprit aici. Europeana avea nevoie de un mecanism care să reglementeze drepturile de autor în deplinătatea lor, nu numai la spațiul european. Pentru că ce să vedeți? Între timp s-a mai născut o bibliotecă, se numește DPLA, Digital Public Library of America, care este inspirată din Europeana și care cooperează strâns cu Europeana. Și s-a ajuns în zona transatlantică, unde drepturile de autor au altă formulă decât felul în care noi europeni o percepem. Trebuiau gestionate și acele drepturi pentru a asigura această punte transatlantică. Și s-a creat acest Rights Statement, care este un fel de schemă de gestiune a unor mai multor tipuri de licențe, nu numai cele europene sau cele libere Creative Commons. Dacă o să aveți curiozitatea și sunt absolut sigur că vă veți uita, le veți vedea îndeplinătatea lor. De ce? Sunt chiar și frumoase, sunt ca niște timbre. Uite chiar, așa, sunt niște standarde, uite, arată exact ca niște timbre. Timbrele astea se aplică pe resursele digitale. În spate există un cod, o schemă XML, în schimb, care trebuie atașat. Bun, și am ajuns la licențele deschise și cu asta mă apropii de spre final. Câți dintre noastre, câți erați care făceați bloguri? Mânuțele? Hai! Bun. Câți dintre dumneavoastră ați folosit Instagram? Așa. Câți dintre dumneavoastră căutați imagini cu Google? Ați văzut vreodată, știți simbolul copyright-ului, nu? Este un C. Nu? Un C. Ei, dacă mai pui un C, deja vorbește o licență deschisă. Creative Commons. Da? Și Creative Commons ce este? Nu este un nou tip de licență care vine să încă o licență pe lângă ceea ce protejează automat statul. Nu. Ce se întâmplă? Este o formulare care îți permite, ceea ce spuneam că zic englezii waiver, de la drepturile de autor protejate implicit pentru o resursă, tu vii și spui renunț la asta, renunț la asta, renunț la asta, renunț la asta și te las pe tine să faci absolut tot ce vrei până la domeniul public, CC0. Adică ceea ce creez eu, îl pun deja din domeniul public. Nu vreau să mai fi protejat de nimic. Există această scală de protecție. Asta nu împiedică și ba mai mult facilitează utilizarea resurselor create de autor chiar din bun start, chiar și în domeniul și în zona comercială. De ce s-a creat acest sistem? Pentru a nu mai face acele contracte de drepturi exclusive către edituri. Tu, ca și creator, îți asumi copilașul. Dai a meu copilul ăsta și atașez modalitatea și modul meu de a gândi în ceea ce privește drepturile de autor. Astea sunt licențele deschise. Veți vedea că majoritatea resurselor pe internet pe care le puteți folosi au atașat o astfel de licență. Creative Commons. Tot niște timbre care explică ceea ce poți să faci cu ele. Cine folosesc Creative Commons? Europeana, DPLA-ul, o mulțime de creatori de resurse. O mulțime. Miliarde. Cu miliarde. De ce? Pentru că a venit momentul în care mulți creatori spun eu nu mai fac mă contract cu editura. Eu îmi public singur. Spre final. Directiva se reactualizează. A intrat într-o zonă în care și-a dat seama că textul anterior nu mai corespunde
dezideratului de a crea acea piață unică digitală. Care sunt zonele de interes? Una este cercetarea, a doua este zona de educație, a treia este zona de patrimoniu cultural și mai este una pentru care sunt foarte, foarte încântat, dat fiind faptul că am un coleg care lucrează la Biblioteca Națională în România cu deficiențe de vedere, cea care se adresează persoanelor cu dizabilități. Cu mare bucurie vă anunț că pe 1 octombrie Uniunea Europeană a ratificat tratatul de la Marrakech, care oferă niște drepturi suplimentare asupra a ceea ce se publică, a ceea ce se cântă, a ceea ce se face, ce se produce pentru persoanele cu dizabilități. În Uniunea Europeană, persoanele cu dizabilități sunt în jur la 30 de milioane. Închipuiți-vă să fii în lumea lor să nu ai acces la ceea ce avem noi acces. Este imposibil de imaginat. Așa că este o victorie foarte, foarte mare ratificarea acum câteva zile a tratatului de la Marrakech. Voi porni în a lumina câteva puncte ale textului noii directive prin a vă spune că Uniunea Europeană funcționează după un principiu foarte interesant. Indiferent de hotărârile care se iau de fapt nu indiferent, ci în concordanță cu hotărârile care se iau la Bruxelles, transpuse în ceea ce se numește directivă, legi, de fapt, alea constituie achisul european care trebuie preluat în legislația națională și implementat. O să vă loviți cu asta, cu siguranță, în scurt. Dar accentul pe care vreau să-l pun este cel al subsidiarității. Adică posibilitatea de a lua textul directivei și a-l adapta în contextul local. Fără a-l distorsiona, în schimb. Adică de a ține cont de specificități. Ce se întâmplă în domeniul copyright-ului pe treaba aceasta? În contextul directivei vechi, s-a întâmplat că avem un mozaic de 28 de state. Un stat care aplică niște drepturi de copyright pe resursele digitale dintr-un depozit digital, nu se aplică și unui alt stat mai din sud. Nu există cooperare și nu poți să schimbi resursele decât cu niște contracte foarte răstupate. Deci această piață digitală unică nu se poate realiza fără a adresa povestea asta. De ce? Pentru că avem acest principiu al subsidiarității care a ținut Europa ca un mozaic. Nou text își propune o mai bună armonizare și am să pun accentul doar pe niște lucruri care cu adevărat, din punctul nostru de vedere, ca specialiști, contează. Bibliotecile nu mai sunt niște instituții pasive. Am fost asimilați la instituții de cercetare. Este o victorie cum nu vă puteți imagina. Sper că aveți alonja a ceea ce am zis. Ne scoate din zona de custozi, din zona de participanți activi ai cercetării, ceea ce ne implică și ne ridică la filă o minge foarte, foarte înaltă. Pe care, de fapt, știm să o gestionăm, pentru că asta am făcut. Și mai este o chestie foarte interesantă care se va întâmpla și se întâmplă de altă. Câți dintre dumneavoastră au auzit de acest TDM? Text and Data Mining. Ok? La ce se referă? În momentul ăsta, personal, sunt un cercetător în domeniul bibliologiei, să spun. În toată viața mea, activă, profesional, nu am să am niciodată capacitatea de a citi tot ce s-a produs în domeniu. Nu am să am cum. Este imposibil. Gândiți-vă nu numai la noi, gândiți-vă la alți specialiști din medicină biomoleculară sau, știu eu, chimie biomoleculară. Este imposibil să acoperi tot ce se produce. Din cauza asta trebuie cuplat cu zona de software, s-au dezvoltat agenți care culeg informațiile necesare ție, fac această căutare automată sau semi-automată, și spun la dispoziție un corpus de texte cu care tu să ai capacitatea să te pui la zi cu ce se întâmplă. Aceste mecanisme se numesc text and data mining. Sunt folosite intensiv în acest moment pentru a vă spiona. O glumă nevinovată. Este o voce care mi-a spus, era pe umbră. Dar ceea ce la bază vă va permite să luați ceea ce ați digitizat
și să puneți la dispoziția utilizatorilor noastre plus câteva instrumente automate sau semi-automate și respectiv utilizator să-și scoată niște zone sincretice care să-i permită să înțeleagă mai bine domeniul. Trebuie reglementat și asta. Pentru că vine, se întâmplă de fapt. Se întâmplă de fapt. Și mai este un lucru pe care vreau să-l punctez fără a trece slide-ul ăsta prea repede. Bibliotecile devin și au fost asimilate nu numai centre de cercetare sau instituții de cercetare, ci suntem instituții de învățământ. Este o diferență enormă. Deci s-a schimbat statutul nostru. Cu asta vă mulțumesc. Mai sunt detalii pe care o să le discutăm după amiaza asta și dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție cu mare, mare plăcere. Sper că v-a fost util. Vă mulțumim mult pentru o prezentare foarte, foarte interesantă. Și acum urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm mult să vă implicați cât mai activ. Dacă nu, am eu câteva întrebări. Da. Bun. În primul rând, vreau să vă felicit pentru tot efortul pe care l-ați făcut. Prima dată când am auzit că Moldova a făcut un depozit digital, mi-a stat inima pentru că România nu avea încă unul. Și pentru efortul ăsta vă felicit în mod deosebit. Întrebările mele sunt următoarele. Cum planificați să, pentru doamna director mai întâi, cum planificați să extindeți expertiza care ați dobândit-o în cadrul european la restul instituțiilor și dacă aveți în plan să realizați un consorțiu de biblioteci care să realizeze sau să fie partenere în eforturile voastre de a completa Europeana cu resurse din Republica Moldova. Sunt mult de contact Biblioteca Națională la microfon. Biblioteca Națională digitalizează opere din cadrul Programului Național Memoria Moldovei. Aceste opere sunt de domeniul public. La fel, participanții Programului Național Memoria Moldovei, partenerii noștri, sunt parte cu colecții de domeniul public. Respectiv, recomandările Bibliotecii Digitale Europene, care au fost printr-o Republica Moldova și toată Biblioteca Națională, ele se extind automat și printr-o partenerie, nu știu, Memoria Moldovei. Cum ziceam, noi o considerăm aceasta a doua etapă. Urmează să discutăm partenerii noștri, să le propunem acea experiență, cum am menționat anterior, partenerilor și acele standarde, aici și chiar Diana mă poate completa la nivel tehnic și tehnologic, ea cunoaște mai bine. Cam aceasta. Nu știu dacă v-am răspuns. Da. Este răspunsul meu, este așteptărilor noastre, dar aceasta. Este un proces de mai lungă durată, dat fiind faptul că majoritatea bibliotecilor încă nu dețin echipamentul necesar pentru a digitiza carte vechi și rară, pentru că, sigur, odată și Biblioteca Națională deține doar un scanner, ea nu poate asigura digitalizarea colecțiilor și partenerilor. Dar nu am refuzat în acest sens. Urmează ca să distribuim toată experiența noastră în acest sens. Și suntem conștienți că trebuie să o facem noi și colegii noștri sunt foarte receptivi deja, conștientizează și eu cred că noi vom realiza. Sărmă, mulțumesc tare mult. Dacă sunt alte întrebări, completări, nu trebuie să mă întrebați neapărat. Pur și simplu lucruri care vă fac interesul în ceea ce conectat sau nu cu zona copyright-ului, dar cu zona digitală. Bine. Eu vă mulțumesc tare mult. Și ne vedem și noi. Vă invit, stimați oaspeți și participați, la o pauză de cafea. Ne reîntâlnim la ora 11.
mulțumesc și pentru vizionare. Bună ziua, o dată. Haideți să începem cu continuarea seminarului de astăzi. Voi vă mulțumesc mai bine în sală. Așa, după o pauză de cafea, cred că o să fac cu prezentarea Dreptul de Autor și Cadrul pentru Biblioteci, tot de la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, mă numesc Patrice Bondarescu, și în debutul prezentării mele am să vă fac o scurtă prezentare despre instituția pe care o reprezint eu. Câteva informații generale despre Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Abreviatura este AGP. Cine din voi a auzit de AGP, vă rog să ridicați mâna. Probabil că ne cunoașteți și din alte întruniri. Suntem o instituție publică subordonată guvernului. La nivel internațional, AGP reprezintă Republica Moldova în organizația mondială a propriei preții intelectuale și în alte organizații. De fapt, suntem oficiul național de proprietate intelectuală, acordăm servicii de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, credeți pe ecran, merchandising, design industrial și alte. Și alte obiecte, inclusiv nemijlocit și dreptul de autor și dreptul de conexie. Organigramul de SPECAM este foarte sofisticată. Direcția drept de lucru cu revedeți aici. Printre funcțiile instituției aș remarca următoarele funcții. Planificare strategică și implementarea obiectivelor de dezvoltare a Sistemul Național de Proprietate Intelectuală. Organizarea și gestionarea Sistemului Național de proprietate intelectuală. De asemenea, nu le voi numera toate revedeți pe slide-ul meu. De asemenea, aș menționa intervenția ce o sigla ISO. ACP acordă servicii de calitate. Am fost certificați conform condițiilor standardului ISO 2001-2015. Și dacă ne referim la cadrul normativ în domeniul proprietății intelectuale, acesta cuprinde proprietate, cuprinde legislația națională și cea internațională. De asemenea, despre ECHAN avem 7 legi speciale în domeniu, inclusiv legea prin dreptul de autor și dreptul de conexie. De asemenea, peste 50 de acte normative care vizează domeniul de proprietate intelectuală și de la declararea independenței până în prezent, Republica Moldova a aderat la majoritatea tratatelor și organizațiilor internaționale. Administrăm 24 de tratate internaționale, 3 tratate administrative de alte organisme și 15 tratate regionale. Și dacă revenim la tema prezentării mele, făcând o introducere în ceea ce înseamnă bibliotecă și tot ceea ce este legat nemijlocit de bibliotecă, aș vrea să menționăm că de-a lungul istoriei bibliotecile au fost și arhive ce cuprind patrimoniul cultural al unei națiuni. Acestea au o misiune publică și care permit în special obținerea diferitelor informații. Astfel, consider că bibliotecile au o cheie și au avut tot timpul o cheie în asigurarea accesului la informații încorporate de dreptul de autor. Definiția bibliotecii o găsim în legea privire la biblioteci, este pe ecran, și anume, biblioteca este nu altceva decât o instituție sau o subdiviziune structurală a unei instituții, al cărui scop principal este oprirea accesului la resursele informaționale, la servicii și facilități pentru a satisface necesitățile de lectură, informare, instruire și așa mai departe.
De asemenea, legea privind la biblioteci reglementează funcțiile unei biblioteci și anume promovarea dezvoltării unei societăți deschise și inclusive, oferirea accesului la informații, la tehnologii informaționale și alte resurse, valorificarea patrimoniului cultural al unei națiuni și sprijinirea pluralității culturilor și alte funcții esențiale. În ultimul rând, aș vrea să menționez despre funcția de colectare, prelucrare, păstrare, gestionare și diseminare documentelor de bibliotecă. Totodată, legea cu privire la biblioteci se referă și la biblioteci digitale, și anume bibliotecile publice pot constitui biblioteci și colecții digitale pentru transferarea în format electronic a documentelor pe care le au în posesie și care fac parte din domeniul public, precum și prin achiziționare a documentelor electronice. Iar cel mai important este, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi, faptul că legea reglementează corelația dintre dreptul de autor și biblioteci, la articolul 37, și anume în procesul promovării și diseminării documentelor din colecțiile sale, bibliotecile sunt obligate să respecte, sau respectă, mai bine zis, legea cu privire la dreptul de autor și dreptul de posesie, precum și reglementările internaționale prin excepțiile și limitările dreptului de autor. Și dacă în continuare, în slide-ul meu fac referință și la legea privind dreptul de autor și dreptul de conexie, deoarece, după cum am menționat, și legea privind la biblioteci se referă la respectarea prevederilor anume acestei legi. Potrivit legislației domeniului dreptul de autor, ce este o operă? Opera ne-a comunicat antivorbitorul meu, noțiunea este conținută în Convenția de la Viena, despre care dumneavoastră toți o cunoașteți. Condiția operei este cea mai importantă condiție, în primul rând, opera trebuie să fie originală, adică originalitate, nu este altceva decât amprenta autorului asupra creației sale. De asemenea, opera, pentru a beneficia de protecție, trebuie să fie exprimată într-o anumită formă obiectivă, indiferent de faptul dacă a fost sau nu adus la cunoștința publicului. Și pentru existența unei opere, nu este necesară înregistrarea acestei opere în registrele de stat pe care ACP le deține. De asemenea, legea privind dreptul de autor menționează care opere pot fi protejate, adică ce opere constituie obiectele dreptului de autor. Acestea sunt evidenți pe ecran, opere literare, științifice, dramatice, muzicale și așa mai departe. Dar însă nu este o listă exhaustivă, acestora condițiile urmează să fie respectate, cu condiția ca acestea să fie originale, să fie exprimate într-o anumită formă, sau să aibă o anumită formă de exprimare, adică se împlinească condițiile despre care v-am vorbit în slide-ul anterior. Legislația în domeniul dreptului de autor menționează și faptul anume ce opere nu sunt protejate, adică sunt excluse de la protecție ideile, teoriile, descoperirile științifice. De asemenea, creații neprotejate prin drept de autor, legislația le menționează legislația se referă la acte normative, simboluri de stat, semne oficiale, noutăți în vizire sau simple evidențe de fapt. Cine este autorul? În primul rând, autorul este persoana fizică prin care muncă creatoare a fost, sau prin care activitate creatoare a fost creată opera. De asemenea, legislația prevede în calitate de condiții de a fi autor și persoana fizică sub a cărei nume pentru prima dată este publicată opera. Și autorul beneficiază de protecție asupra operei din momentul creierii sale, adică din momentul când a creat o anumită sau o anumită operă,
Și autorul este, obține automat protecția. De asemenea, aș remarca pentru dumneavoastră important în activitatea ce ține de misiunea bibliotecilor, să cunoașteți care sunt termenele de protecție a unui drept. Antivorbitorul meu, domnul Constantinescu, menționat despre convenții de la Viena și despre termenele care se regăsesc în această convenție de 50 de ani. Legislația națională specifică termenul de protecție a drepturilor morale nelimitat se protejează aceste drepturi. Drepturile patrimoniale ale autorului, termenul de 70 de viața autorului cu 70 de ani la decesul acestuia și drepturile conexe 50 de ani. Protecția acestora este 50 de ani. Totodată, în dependență de fiecare operă, de fiecare obiect al drepturilor de autor, sunt anumite excepții de protecție. Vedeți pe ecran 70 de ani la decesul ultimului autor pentru opera vizuală, pentru opera anonimă, termenul de protecție este 70 de ani de la publicare. Care este regimul juridic al unei opere după ce expiră termenul de protecție? În primul rând, opera intră în domeniul public, cu condiția că drepturile morale vor fi respectate, iar drepturile patrimoniale se extind și nu se plătește remunerația de autor. Și opera poate fi utilizată fără acordul titularului de drepturi. Care este conținutul dreptului de autor? Deci autorul de obicei beneficiază de drepturile morale și drepturile patrimoniale. Exclusive, anumea sancțiune exclusivității, conferă autorului sau altui titular de drept anumite acțiuni și anume dreptul exclusiv de titular, de a-i permite sau să interzică valorificarea lucrurilor. Și dacă vorbim despre drepturile morale, acesta include dreptul la nume, dreptul la paternitate, dreptul la respectare integrității operei, divulgarea operei și dreptul la retractare operei. Și dacă vorbim despre dreptul exclusiv al autorului sau altă titular de drepturi, acesta are acțiunile acestuia cu referire la de a permite sau de a interzice valorificarea operei sale, se referă la anumite drepturi, și anume dreptul la reproducerea operei, dreptul la distribuirea originalului, dreptul la închiriere, import, demonstrare publică, interpretare publică, le vedeți pe ecran toate drepturile care sunt prevăzute de articolul 11. Și dacă vorbim în nemijlocit despre dreptul bibliotecilor în acest context, aș vrea să menționez că legea privind dreptul de autor se reglementează dreptul de împrumut. Ce este împrumutul operei? Acesta constă în punerea la dispoziție a publicațiilor în orice formă spre utilizare, prin intermediul unor instituții accesibile publicului, pentru o perioadă limitată de timp și fără obținerea unui avantaj economic, direct sau indirect. Și, în asemenea caz, pentru împrumutul operei nu este necesar acordul autorului, însă acesta are dreptul la o remunerație echitabilă. Totuși, legislația în domeniul privede, dar să cire o excepție, că bibliotecile sau alte instituții similare, care nu au un scop de obținere unor avantaje economic sau comercial, direct ori indirect, sunt scutite de a plăti obligații pentru de a plăti remunerația respectivă. Și dacă autorul sau titularul de drepturi, având anumite drepturi exclusive care sunt prevăzute de lege, anume legea prin dreptul de autor, totuși, în afară de a permite sau de a interzice anumite valorificări din partea altor terțe persoane, legislația privește și limite și excepții.
Potrivit legii, limitările și excepțiile se aplică numai cazul în care nu contravin valorificării normale a operilor și dacă nu prejudicează interesele legitime ale autorilor. Și iată, în slide-ul meu, potrivit legii, care sunt aceste excepții și limitări? Reproducerea temporară a operilor, reproducerea operilor în scopuri personale, copia privată, reproducerea reprografică de către biblioteci, arhive și alte instituții și alte excepții și limitări. Este o listă mai voluminoasă, care sunt le prezent în perioadă. În primul rând, legea definește reproducerea ca realizarea unor mai multor exemplare ale unei opere sau ale unui obiect al drepturilor conexe, fie directă ea sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc sau sub orice formă, inclusiv în scopul de imprimare audio ori video și sau al stocării unei opere ori unui obiect al drepturilor conexe pe suporturi materiale sau electronice. Deci, atât vedeți pe ecran în ce constă reproducerea temporară a operilor, fără consimțământul autorului sau altui titular de drepturi, se permite reproducerea temporară. Dacă actele de reproducere sunt tranzitorii sau ocazionale, constituie parte integrantă și esențială unui proces tehnologic, nouă semnificație economică de sine stătătoare. De asemenea, legislația stabilește prevederi cu privire la reproducerea operilor în scopuri personale. Vedeți pe ecran în ce constă reproducerea unei opere publicate legal. Aceasta se permite fără consimțământul autorului, dar cu plata unei remunerații compensatorii atunci când reproducerea este făcută de o persoană fizică exclusiv pentru un personal și dacă nu se urmărește obținerea vreunui avantaj economic. Ce ține de reproducerea reprografică, aceasta este caracteristica numele bibliotecilor și arhivelor pentru a înlocui exemplarele pierdute, distruse sau devenite inutilizabile, pentru reproducerea unor articole cu volum mic destinate uzului personal al persoanelor fizice și instituțiilor de învățământ pentru reproducerea unor articole aparte sau altă opere cu volum mic, în scop de studiu sau cercetare. Toate condițiile le regăsim în articolul 27 al legii prin dreptul de autor și drepturile conexe. Și în toate celelalte cazuri prevăzute de lege, se permite reproducerea reprografică a unei opere fără consimțământul autorului, însă cu plata unei remunerații compensatorii. Și dreptul remunerației compensatorii, în cazul respectiv, poate fi exercitat doar de către organizații de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale. Alte excepții și limitări, nu o să le dau citire, sunt prevăzute de asemenea de articolul 28 de legea prin dreptul de autor și drepturile conexe. Și doar aș vrea să remarc două din ele, ce se referă la utilizarea operelor în scopul persoanelor cu deficiențe vizuale și utilizarea prin comunicare sau punerea la dispoziția publicului în scop privat de studiu sau de cercetare de către persoane fizice prin intermediul unor echipamente speciale din localurile instituțiilor menționate la articolul 27, adică biblioteci, arhive. Aș vrea să în continuare să vorbesc un pic despre proiectul de lege pentru modificare și completare a unor acte legislative pe segmentul dreptului de autor. Proiectul de lege a fost elaborat de către AGP. Necesitatea este cea de a fi armonizată legislația națională din domeniu cu prevederile legislației și reglementările acțiunilor comunitar. Și în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecție a intereselor titularilor dreptului de autor și a drepturilor conexe și consolidării activității organizațiilor de gestiune colectivă. Principalele prevederile proiectului le vedeți pe slide. Am menționat cu referire la ce articole au fost operate în modificări sau unele articole au fost propuse în redacție nouă.
De asemenea, cu referire la reproducere reprogramă, că au fost, articolul a fost în redacție nouă propus, în proiectul de lege au fost incluse și muzeele. Și prevederea ce ține de dreptul la remunerație compensatorie l-au exclusiv autorii și titulari de drepturi autohtoni, înregistrați conform criteriilor stabilite într-o listă deținută de către aceștia. De asemenea, a fost propus într-o redacție nouă și excepție cu referire la utilizarea operelor în folosul persoanelor cu deficiențe vizuale. Redacție propusă de asemenea de despre ecran, este un pic mai detaliată această prevedere sau această modificare. În special, această modificare o putem sau se referă la deci, în primul rând, aș menționa tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate de persoanelor de văzătoare cu deficiențe de vedere. Domnul Constantinescu a menționat că recent Uniunea Europeană a ratificat acest tratat. Republica Moldova a ratificat tratatul respectiv prin legea 240 din noiembrie 2017 și este în vigoare pentru Republica Moldova de luna mai 2018. Acest tratat reglementează protecția juridică prin acordarea facilităților unor categorii de persoane, adică persoane cu deficiențe, nevăzătoare cu deficiențe de vedere, stabilește norme privind beneficiarii, protecțiile, limitările și excepțiile, care este rolul entităților responsabile din domeniu, măsurile tehnologice de protecție și alte reglementări. De asemenea, proiectul de lege au fost operate amendamente ce țin de articolul 63 din scăduiri. La finele prezentării ați vorbit și despre apărarea drepturilor și ce poate fi solicitat în cadrul acțiunilor civile, penale și contravenționale. A fost, deci, în proiectul de lege se propune varianta de ce ține de stabilirea despăgubirilor, deci la moment achitarea compensației de la 500 până la 500 de mii de lei, pentru fiecare drept încălcat este prevăzut în cazul în care se solicită încălcarea, se solicită în procesul civil de stabilire încălcării dreptului. Și proiectul de lege, de asemenea, la articolul 66, propune modificarea acestui într-o altă redacție, călcarea dreptului de autor și drepturilor conexe prin intermediul rețelelor sau altor rețele deschise. Vreau să vă zic că toate proiectul de lege este pasat noi pe site-ul acp.gov.mg, pe directorul Transparență, pe adresit textul acestuia. La moment se află în Parlament, în cadrul comisiile parlamentare. Urmează, trebuie să sperăm că va fi adoptat de către Parlament, de curând posibil. Și dacă vorbim despre drepturile exclusive al autorului sau al titular de drepturi, atunci orice valorificare a dreptului de autor sau drepturilor conexe se consideră nelegitimă dacă are loc încălcarea acestor drepturi. Vedeți pe ecran ce înseamnă un obiect contrafăcut sau orice exemplar al obiectului de autor a cărui reproducere, import, distribuire, închiriere sau împrumut, deci atrage încălcarea acestor drepturi, se consideră contrafăcut. În cazul în care sunt încălcate sau cine
dacă persoana consideră că este în calcul la un drept, cine poate iniția acțiuni de judecată sau cine poate iniția acțiuni privind încălcarea acestui drept. În primul rând este titularul de drept, orice persoană autorizată, adică licențiatul care se ține licență, organizații de gestiune colectivă și alte entități sau organizații profesionale de apărare a drepturilor și titularilor. Și în cazul în care este, există o, sau se presupune că este o încălcare a dreptului de autor, persoana care a încălcat este atrasă la răspundere civilă, contravențională sau la răspundere penală. În asemenea, în cazul răspunderii civile sau în cadrul procedurilor judiciare, persoanele vizate în drepturi pot solicita recunoașterea drepturilor sale, constatarea încălcării drepturilor, restabilirea situației existente până la încălcarea dreptului și, după cum am menționat anterior, repararea unui prejudiciu prin stabilirea unei anumite sume, între 500 până la 500 de lei pentru dreptul încălcat. De asemenea, poate fi solicitată și repararea pagubei morale sau prejudiciului moral. Codul contravențional, totodată, prevede și răspunderea contravențională pentru încălcarea dreptului de autor și dreptului conexe la articolul 96. Cu condiție că aceasta nu constituie infracțiune. Vedeți, în slide, persoanele fizice se sancționează cu amendă. 48-60 de convenționale, unități convenționale constituie 50 de lei, deci vedeți care este amenda în cazul respectiv. De asemenea, pentru persoanele cu funcție de răspundere, aceste persoane sunt sancționate cu amendă. Și în codul contravențional, pentru distrugere de neglijență originală operii, persoanele fizice și persoanele cu funcție de răspundere sunt sancționate cu amenzi un pic mai mari. Maxim 10.500 de lei pentru persoana cu funcție de răspundere. Apărarea drepturilor poate avea loc și într-un proces penal. Astfel, codul penal prevede sancțiuni penale sau răspundere penală pentru încălcare dreptului de autor și a drepturilor conexe la articolul 185 cu micile 1. De asemenea, amenda sau pedeapsa variază de la amendă, 57.500 și 67.500 de lei sau muncă de remunerată în fostul comunității. Și pentru persoane juridice este amendă normală, inclusiv cu privare de dreptul de exercita o anumită funcție pe o perioadă de la 1 la 5 ani. Totodată, codul penal presupune răspundere penală și în situație când dauna are proporții deosebit de mari. De asemenea, vedeți care sunt pedepsele pentru persoane fizice și persoane juridice, inclusiv pentru persoana juridică cu lichidarea acestea. Sloganul pe care începem constează toate prezentările. Respectarea dreptului de proprietate intelectuală duce la progres economic. Eu vă mulțumesc mult. Și dacă sunt întrebări, vă răspundem cu drag. Complexă și chiar în detaliu privire la dreptul de autor și conexiunea cu bibliotecile. Ceea ce aș vrea să, poate, să ne dai un detaliu referitor la faptul la ce etapă sunt acele ajustări aduse deja legii cu privire la dreptul de autor și dreptul de conexie. Și dacă mai sunt șanse de a veni, poate, ca urmare acestei întâlniri, pentru că noi de mult ne-am întâlnit în acest format bibliotecare și cei care sunt pusul în acest domeniu al dreptului de autor, dacă mai sunt șanse de a veni ulterior ca urmare acestui seminar cu oameni. Mulțumesc mult pentru întrebare. Șanse
pentru întruniri, dar la ce pie tot timpul a fost și este deschis. Să ne întâlnim cu Iosif și cu bibliotecarii. Cât privește proiectul de lege, la moment am menționat aceasta în Parlament. Deja nu mai există ceva pentru a interveni. După cum am menționat, proiectul regăsiți pe site-ul agp.org.md, în directorul transparent, de autor și de conexie. Se poate, prin parlamentar, prin cei care noi i-am ales. Acum, observat că legea este permisivă într-o formă anume pentru biblioteci, probabil un anumit mecanism, dacă ar fi cu sensă ca să elaborăm privitor la această conexiune dintre proiectele de cizare care iau tot mai mult, iau amploare în Republica Moldova și cred eu că există într-adevăr șanse de colaborare în continuare, așa cum am și spus. Evident, sperăm după seminarul de astăzi, în pauză de cafea sau la discuții, poate mai stabilim ceva planuri pentru viitor și o să te mai revedem cu dumneavoastră, bibliotecari sau cu alte instituții, să discutăm toate aspectele care problematice sau care deja vă doare sau sunt unele neclarități pe segmentul respectiv, pe segmentul becul de autor și pe conexie.